Jandarmii prahoveni au fost nevoiți să intervină într-un conflict izbucnit în incinta parcului industrial Brazi, unde câțiva oameni se luaseră la ceartă pentru niște fiare. Nu mult a lipsit ca unul dintre participanții la scandal să-i amenințe pe ceilalți cu un pistol cu bile. Așa cum era de așteptat, la vederea oamenilor legii, acesta a încercat să fugă. A fost însă prins și luat la întrebări. Bucați, cătrași! Bucați! Bucați! Lasă-mă, bucați! Bucați! Bucați, cătrași! Bucați! Asupra bărbatului în vârstă de 35 de ani au fost găsite ulterior mai multe arme. Acesta avea în afara pistolului și două cuțite cu lamă de 10 cm, dar și o baionetă cu lamă de 30 de cm. Pentru port ilegal de armă albă și deținerea fără drept a pistolului, bărbatul s-a ales cu dosar penal.